lansează un atac dur la adresa lui Dragnea, îi transmite liderului PSD, ne privete lumea ca pe niște troglodii. Israelul are nevoie de România, iar gestul diplomatic al rii noastre legat de mutarea capitalei la Ierusalim este un gest care în politica normală se peletete greu. Prin urmare, faptul că acest gest și această relație cu Israelul au fost asumate de oameni precum Liviu Dragnea, în termeni atât de amatoriceti, este un mare neajuns, consider consultantul politic Cosmin Gu. Liviu Dragnea, dar eu al imecherii, i-au asumat gestionarea relației cu Israelul, iar acesta este un mare neajuns pentru România. Datorită faptului că decizia final nu a fost luat, mai e loc de negocieri. Dar ne privete lumea ca pe niște troglodii care nu știu cu ce se menânc politica externă, crede consultantul politic Cosmin Gu, care a vorbit pe acest tem duminic sear la Realitatea TV. Gu observ ce Israelul și Benjamin Netanyahu au nevoie de România, dar nu-i de Dragnea. Israelul e genul de ar care a ghicit ce are nevoie de România pentru a avea o voce mai apsat în interiorul conflictului din Orientul Mijlociu. România, în calitate de dublă frontieră NATO-UE. Israelul nu are nevoie de Dragnea, asta s-a văzut. Dacă Netanyahu sau Israelul aveau nevoie de Dragnea, eu vă spun ce în toate ziarele din Israel era plin de această întâlnire. Dar nu a existat nicio tire. S-a văzut un joc foarte interesat din partea Israelului de a bufa această întâlnire pentru a putea să o invoce la următoarele întâlniri de influență, care se refer la situația din Orientul Mijlociu, din Siria și până la conflictul cu Iranul, având în vedere statutul nostru în NATO-UE, spune Gu. România nu are nevoie de Israel azi. Dar asta e problema noastră, ce nu am fost capabili să îi atragem cu capital. Pe de altă parte, Dragnea are însă nevoie de Israel pentru că acolo sunt consilierii lui. A avut nevoie de asta pentru că e total izolat din punct de vedere extern. Iar felul în care el este mediatizat în toată presa externă, acolo el nu prea poate să fie primit la masă. Cum ar fi însemnat pentru presa din Israel o întâlnire super mediatizată, în condiile în care Netanyahu se ferete ca dracu de tenuie de toate acuzaile de corupție? Dacă te întâlnești cu un tip atât de corupt ca Dragnea, care este tampilat nu doar în România, ci în toată presa internațională, el nu ar fi secepat de un oprobriu public, consider consultantul politic. Cosmin Gu crede că trecutul nostru privind relația pozitiv cu statele arabe și relația mai consolidat cu Israelul nu se va prescrie în ciuda cifrelor comerciale mai slabe actuale. În ceea ce privește Israelul, faptul ce i-a rogat Dragnea să se ocupe de această relație e un mare neajuns. Noi avem în Israel o cot extraordinar. M-am întâlnit cu atâia evrei iubitori de România în aceste patru zile în care am stat acolo. Toată lumea venea, ne felicita,
oameni care tiau câteva cuvinte în limba română la mesele oficiale voiau să mi le spun. Faptul că deocamdată administrează relația cu Israelul niște mecheri, îi poate i din partea Israelului sunt tot niște mecheri, asta nu va face să revenim în formula foarte bună pe care am avut-o până acum câțiva ani. Când spun niște mecheri mă refer inclusiv la niște ofieri sie sau fotii directori sie, care au administrat relația în interes personal. Relația cu Israelul IAXA Tel Aviv-București e una consolidat, bazat pe trecut consistent pe fapte, îi poate să ai bun viitor. Dar nu acum vor aceti mecheri de la Dragnea la Mihai Rezvan Ungureanu sau Ali din Israel care se prezint ca fiind medici personali de-ai lui Bibi Netanyahu ar trebui să-i lumen seam ca diplomai, spune consultantul politic. Referitor la ce ar putea să câtige România de pe urma unui gest diplomatic atât de important, precum cel al deschiderii discuției despre mutarea ambasadei, Cosmingu observiari lipsa de pricepere de la București. Israelul este uimit ce o negociere nu este încercat din partea României. Israelul are nevoie azi de România, nu invers. A te da pe nimic e total amatoristic, nici oamenii ea nu înțeleg de ce se întâmplă ceva. Atitudinea lui Dragnea e similar cu ce făcea Băsescu pe la începutul mandatului la un trip cu referire la Licuriciul Mare. Gestul diplomatic al României legat de mutarea capitalei e un gest care în politica normală se peletete greu ni se peletete cu ce orice ar poate se peletească. Unii cu sprijin în organizațiile internaționale, alii cu investiții directe, apropo de Israel spitale. Pentru ce te oferi într-un joc de risc geomilitar? De aceea spun, mai mare ruina. Opismele astea sunt total desconsiderate. Nimeni nu discut despre faptul ce asta s-a întâmplat. Noi am fost desconsiderați. Datorită faptului că decizia finală nu a fost luată, mai e loc de negocieri. Dar ne privete lumea ca pe niște troglodii care nu știu cu ce se menânc politica externă, observă. Consultantul asigur că în politica mare, toate statele se gândesc întâi la avantajele economice sau de orice fel. Să ne închipuim ce turneul lui Trump din Orientul Mijlociu de anul trecut nu s-a lăsat cu niște contracte în valoare de multe sute de miliarde? Ba da! În afară de faptul ce se fac niște gesturi diplomatice, în spatele acestor gesturi, fiecare de ceea ce poate se dea, deschidere de piee, protecție militară sau bani sau altfel de parteneriate. Orice gest de asemenea magnitudine trebuie să îl peletăti. O să vedem acum când se va defecta circuitul economic mondial, pentru ce asta vrea acum Trump. Scheili s-au prins. Se nu crede ce s-a discutat despre Siria în întâlnirea Macron-Trump sau Merkel-Trump.
Nu, s-a discutat despre piele financiare și beneficii economice ale companiilor americane, franceze sau germane. Cei care s-au prins și se defectea jocul au făcut rapid acest tip ai. Rusia, pe măsură ce licitează Trump în Orientul Mijlociu, licitează și Rusia îi primete ceea ce nu are. Se mergem noi tanda cu manda, escorta i de simpaticul melecan care tie englez bine în Israel se facem gestul sta este cam cea mai mare ruină pe care am pe IT-o, concluzionează consultantul politic.